sărăcia, bănuiesc. Neavând altă alternativă, sunt nevoiți să accepte și ultima variantă. Să face banul mai bine. Dar nu-i convenabil, că la un moment dat, la o vârstă, îți trebuie și vechime. Și asta e. Asta, pentru bani, altfel nu văd la ce al lucra. Pentru bani mai mulți, bănui. Pentru bani mai mulți, că altfel nu-mi închipui. Și eventual... Sărăcia împinge sau... Normal. Păi da, nu vedeți că nu avem unde să muncim. Lunar, inspectorii de muncă descoperă angajatori care primesc la lucru muncitori fără forme legale. Deși amenzile sunt mari, aceștia nu par să fie deloc deranjați și speră să scape de fiecare dată. Inspectorii de muncă din cadrul Corpului de Control Relații de Muncă al Inspectoratului Teritorial de Muncă Vaslui au efectuat 93 de controle la agenții economici din județ. Cu ocazia verificărilor efectuate privind legislația muncii în vigoare, au fost identificați și sancționați 6 angajatori pentru primirea la muncă a persoanelor fără a li se încheia contracte individuale de muncă. Au fost identificate 17 persoane care nu aveau forme legale de angajare și un angajator care a primit la lucru mai mult de 5 persoane, faptă ce constituie infracțiune. Valoarea amenzilor aplicate pentru neregulile depistate în cadrul securității în muncă a fost de 142.000 de lei, din care 70.000 pentru munca fără forme legale de angajare.